Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire, de această dată vă invit la o citire generală, iar dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru voi. O să vă rog să o luați de aici doar mesajele care vi se potrivesc. Și a început citirea. Vă văd aici supărați, stați și vă uitați spre trecut. Parcă nici măcar nu mai apreciați ceea ce aveți în jur. Pur și simplu, unii parcă sunteți într-o ușoară depresie în alte cazuri. Vă uitați spre ceva ce nu a funcționat. Sunteți supărați. Poate e ceva ce ține de familia voastră. De ideea aceasta de a vă face o familie. În alte cazuri văd o problemă la locul de muncă, ori cu șeful, ori o problemă care ține de zona autorităților. Ați lucrat la ceva în echipă? Sau lucrați la ceva în echipă și sunteți supărați? Pentru cei care vă aflați într-o relație, poate sunteți supărați pe o părere pe care și-a dat-o un prieten sau o prietenă în legătură cu relația voastră. Poate chiar e vorba de un partener mai autoritar, cineva care nu prea ia o decizie, care evită să facă acest lucru. Și ia uitați, e cineva care are foarte mari bătăi de cap aici. Și parcă vrea să plece. În unele cazuri, parcă stați aici, vreți să vă distrați, vreți să vă simțiți bine. Sau cineva vrea să se distreze cu voi. Văd un bărbat șarmant. Persoană care conduce, care îi place să fie aplaudată, îi place să fie stimată. Mai văd pe cineva care este imatur din punct de vedere emoțional. Văd că aveți parte de o persoană care este foarte îndrăgostită sau voi sunteți foarte îndrăgostiți de o idee, de o activitate pe care o faceți. Parcă aveți parte de o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, dar ori voi sunteți mai reci, ori voi aveți niște standarde foarte ridicate. Ia uitați aici. Și parcă sunteți cu spatele la această persoană. Ceva se încheie, ceva se termină aici pentru voi. Urmează o transformare, o încheiere. Pentru unii poate să fie vorba de o împăcare sau de faptul că se rezolvă această problemă pe care o aveți printr-o persoană mai tânără, printr-un copil. Cineva care visează aici la dragoste, cineva care Vă privește de jos. O transformare mare văd aici, care ține de munca voastră și care ține de ideea aceasta de a lucra cu mâinile sau de a vă concentra pe mai multe lucruri în același timp. Văd niște secrete pe care le aflați. Dar văd și o persoană foarte spirituală. Voi cred aici că ajungeți la un nivel spiritual foarte înalt în următoarea perioadă. Este ca și cum vă crește frecvența, deci ajungeți pe o frecvență mai înaltă. O căsătorie văd aici sau o propunere pe care cineva o face, dar cumva în secret, într-un mod aparte. Și voi parcă vă întoarceți cu spatele. Aici văd clar o transformare care ține de muncă, de bani, de o persoană mai veche sau o persoană mai uh, învechită în gândire. Cineva care nu știe foarte clar ce vrea de la viață. Dar este o persoană care uitați, nu știu, ori faceți un drum împreună cu el sau împreună cu ea, un drum într-un loc mai ascuns, într-un loc retras, în care uitați că o să vă simțiți bine. O să faceți o activitate nouă. Vi se propune în alte cazuri o, un loc de muncă nou sau um, o avansare. Mai văd aici că cineva își dorește foarte mult să repare o relație sau să lucreze foarte mult la Sufletul său. Poate sunteți voi sau aveți un proiect, lucrați la ceva pentru Sufletul vostru. Văd că sunteți persoane foarte, foarte spirituale, răbdătoare, care luați lucrurile încet, dar sigur. Așteptați acum să crească un anumit proiect, să crească o anumită relație. Așteptați ca ceva să devină mult mai stabil. Și văd o bucurie pe care o veți avea foarte rapid din partea unei persoane care este dintr-o altă cultură sau o persoană care se comportă diferit față de ceilalți. Vă văd foarte protejați și foarte bucuroși. Chiar ajungi la un nivel foarte înalt. Posibil să cunoașteți această persoană pe internet, în unele cazuri. Sau dacă aveți o întâlnire. Cu cineva, să știți că aceasta o să fie plină cu pasiune, frumoasă. Unii văd că sunteți foarte atrași de zona aceasta a spiritualității și parcă nu sunteți foarte mult cu picioarele pe pământ. În alte cazuri, văd că nu apreciați cu adevărat valoarea voastră, pentru că voi sunteți într-un punct foarte înalt, sunteți foarte respectați de către ceilalți oameni. Parcă este destinul vostru acum care uh, vrea să vă ofere ceva, destinul vostru își spune cuvântul, vrea să vă vadă împreună cu cineva, vrea să vă vadă fericiți, indiferent de diferențele care sunt între voi. Văd că studiați ceva, vă doriți ceva, dar unii e posibil să fiți foarte idealiști, să fiți persoane perfecționiste. Este de destin ceea ce auziți acum. Deci, dacă ați intrat pe acest videoclip, cu siguranță aveți mesaje foarte importante. Vreau să văd totuși. Bun, în unele cazuri vedeți că dacă sunteți singuri, puteți să cunoașteți o persoană la locul de muncă sau să cunoașteți o persoană care este pasionată de ceea ce face. Văd o transformare foarte mare, un final care se petrece aici. Împreună cu cineva văd că o să faceți ceva ce o să vă crească mult relația, o să vă apropie mai mult. Sau, așa cum am spus, cunoașteți o nouă persoană care vă schimbă radical viața. Dar este o persoană care se bucură de tot ceea ce are în jurul său. aflați niște informații importante despre o persoană legate de locul de muncă și legate de un final, de o transformare prin care această persoană trece. Poate avea legătură cu cineva care stă în mediul rural sau o persoană care nu pune foarte mult accent pe bani, Aici voi trebuie să vă deschideți pur și simplu în fața noutăților, în fața lucrurilor care apar pentru voi. Vreau să vedem uh, ce este dărmat aici la voi. Bun, Se pare că unii ori ați fost rădați în dragoste, ori pur și simplu în alte cazuri, ați avut parte de o persoană foarte rece, foarte detașată, foarte dificilă ți-a avut parte de inamici. Ia uitați în familie sau pur și simplu nu sunteți încântați uh, de ceva ce ține de familia voastră, de casa voastră. Aici au fost niște probleme sau niște rude. Și ia uitați cât de multă înțelepciune aveți voi în fața voastră și aveți o persoană mai în vârstă, uh, mai specială, care vă poate ajuta, care vă poate ghida în tot ceea ce vreți să faceți. Experiența voastră de viață vă poate ajuta foarte, foarte mult. Ia uitați, acest succes l-ați așteptat mult sau această perioadă prin care veți trece, foarte mult ați așteptat-o, dar lăsați trecutul în urmă pentru că tocmai din acest motiv voi nu vă puteți bucura aici în totalitate. Faceți o nouă activitate împreună cu o persoană dragă vouă sau, în alte cazuri, o nouă activitate împreună cu un șef sau nu știu, mergeți într-un loc nou, cunoașteți o nouă persoană, iarăși, alții, posibil și acest aspect. Și are legătură cu un secret, da, cu un trecut, cu niște informații pe care le aflați. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem așa rac, scorpion, pești, leu, săgetător, berbec, Taur, Fecioară, Capricorn. Dar uh, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care vă doriți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să recomandați acest canal unei persoane dragi voastre și de asemenea dacă vreți, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului și acolo aveți uh, niște uh, beneficii Frumoase, aș spune eu. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și vă mai aștept la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați.